mergem la vecinul de la colțul blocului, mai cumpărăm noi de la un magazin ulei de floarea soarelui. Corect. Așa. Magazin din construcție. Cât că are? 90. Nu se poate așa ceva. Salutare dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi povestim despre Suzuki Baleno, o mașină foarte interesantă dacă te gândești la achiziția unei mașini așa, în până în 15.000 de euro. Dar până să dăm drumul materialului, te invit pe tine să lași în comentarii ce mașină ai vrea să vezi în această serie. Review proprietar. Lasă în comentarii în așa fel încât să știu ce mașini să caut, iar dacă ai o mașină interesantă, nu ezita să-mi scrii pe Instagram în așa fel încât să luăm legătura și să apari într-un material Vrum Vrum Vlog. Salut! Salut! Bine ai venit pe Vrum Vrum Vlog! Bine ne-am găsit! Mă bucur foarte tare că ne-am făcut timp și ne-am organizat în așa fel încât să vedem astăzi o mașină ce eu o consider relevantă. În momentul în care mi-ai scris, mi s-a părut foarte tare ideea, pentru că îmi doresc foarte tare ca oamenii ce se gândesc să-și achiziționeze o mașină să înțeleagă că există și alte variante în afară de mașinile nemțești. Pentru că, cel puțin dacă ne uităm așa în jurul nostru, avem surprinderea că oamenii ori merg într-o variantă care e produsă în România, ori într-o variantă nemțească. Și eu cred că mașinile astea mi se par foarte relevante și foarte durabile. Dar, ca să ne înțelegem mai bine, povestește-mi cine ești și în ce mașină ne-am urcat. Bun, eu sunt Gabi, ne-am urcat într-un Suzuki Baleno, o mașină care, din păcate, n-a avut impact pe piața românească. De ce crezi că nu s-a vândut la noi? Ce a deranjat, în ghilimele să spun așa, deranjat, denumirea Baleno. Bă, da, e o chestie. Din punctul meu de vedere, cred că nu mergi cu numele. Da, nu m-am gândit niciodată la mașina. Asta. Important este să te ducă din punctul A în punctul B, să-și facă treaba, să fie fiabilă, să... Da. Afară s-a vândut foarte bine mașina? Afară se vinde. S-a vândut și se vinde și acum, dar acum este sub altă siglă, sub Toyota. Da? Da. Nu știam. Da, da, da. Este o colaborare între Toyota acum și Suzuki, au făcut niște schimburi de modele, Suzuki a prezentat Acrosul, care e un RAV4. Mă, asta mi se pare tare. Este hibridă. Când vorbim de hibride, Toyota este în alt film. Exact. Cei de la Toyota au preluat modelul ăsta de Baleno, aceleași motoare, aceleași... Și motorul de cine e dezvoltat? Este dezvoltat de Suzuki ăsta? De Suzuki, da. Și ce motorizare și ce capacitate cilindrică are? Motorul ce... de 1.2, 1242 de centimetri cubi. Și ce putere? 90 de cai. Mie mi se pare foarte relevant ăsta din punct de vedere. La o greutate de 945 de kg. Imposibil. Ba da. Nu se poate așa ceva. 900 deci, de kg. Da, deci, din punctul meu de vedere, este un raport extraordinar de bun. Dar cum a ajuns la greutatea asta? Că e mare. Sau doar pare mare? Este destul de măricică. Materialele au fost pentru cărcotași, să spunem așa, în ghilimele. Probabil că iar deranjeau un pic insonorizarea. Dar nu poți să ai și o mașină ușoară. Se aude tare motorul sau de ce zici? Nu, deci motorul nu se aude. Acum la relantie e ok. Pornit. Dacă închizi geamul, nu mă deranjează absolut deloc. Ok. La viteze de peste 130 de km, să spui că s-ar auzi un pic. Vânt. Dar, da, nu neapărat vânt, un zgomot de rulaj. Ceea ce e oarecum normal. Oricum, normal. Dar, repet, să ai și o mașină ușoară și insonorizată foarte bine, dacă vrei să ți-o insonorizezi, te costă undeva în jur de 3000 de lei. Mulțumesc frumos. Să insonorizezi. Corect. Și o îmbraci în îmbraci material din ăla, nu? Cum ai ajuns la Suzuki? Povestește un pic cum ai mers în direcția asta, cum ai spart oarecum bariera de mașini nemțești în România. Ca o paranteză, îți las în descriere link spre școala de șoferi online, cursul pe care l-am lansat săptămâna trecută, curs în care îți explic toate întrebările ce le poți întâlni la examenul de obținere a permisului de conducere. Foarte fain cursul, sunt sigur că o să-ți placă, mai ales dacă urmează să dai sala. Sau... vrei să începi să înveți ca în viitorul apropiat să-ți iei permisul. Deci, dacă în viitorul apropiat urmează să dai sala sau vrei să te apuci să înveți, îți recomand cu mare drag să arunci o privire acolo. Dacă vrei mai multe detalii, îți las link în descriere spre materialul în care povestesc despre curs și în descriere îți las și un voucher cu reducere 20% dacă vrei să-ți faci un raport car vertical. Hai să continuăm materialul pentru că este foarte relevant, zic eu. În primul rând, eu n-am fost niciodată fan mașini nemțești. Da, totuși suntem într-o nație care se focusează corect pe asta. Da, eu am fost
am luat contact în anul 2000 cu o mașină asiatică, coreană. În principiu Hyundai. Ok. A fost o Hyundai Elantra cu motor de 1.8 care la fabricație 96 a stat sărăcuța 2 ani pe stoc în showroom până am achiziționat. Ai luat-o și la un preț bun, înseamnă că? La vremea aia era 25.000 de dolari. La vremea respectivă avea niște dotări în comparație cu ce exista pe piața românească. Avion. Aer condiționat, ABS, discuri pe toate patru roțile. Am mers cu mașina aia 360 ceva de mii de kilometri, fără să intervin la motor, absolut deloc. Asta e o... Bun, acum mai este și altă, un obicei al românului. În momentul în care mașina a ieșit din garanție, mai sărim peste revizii. Da, ceea ce e greșit. Ne ducem la vecinul de la colțul blocului, mai cumpărăm noi de la un magazin ulei de floarea soarelui. Corect. Așa. Bun, eu am mers pe principiu, dacă o mașină vrei să te ajute, să te folosești de ea, ajută și tu, ai grijă de ea. Corect. Make sense. Fă-i reviziile la timp, pune-i uleiurile și filtrele care ceea ce recomandate. Mi se pare normal până la urmă. Dacă nu, probabil crapă că repede. Crapă repede. Absolut. După acea Hyundai Elantra am mai avut încă vreo 4 Hyundai-uri. Ce modele? 2 i30 motorizare 1.4 benzină. Ai avut ceva belele cu ele? Absolut niciuna. i30 e cunoscut, că e o mașină mișto. Da, și am să-ți povestesc cum circulam cu ele, tocmai ca să le probez. Nici o groapă nu iertam, nici o denivelare nu iertam. Neprotejate. Neprotejate, absolut deloc. Am mai avut un i30 1.6 CRDI, am zis să probez și o și diesel. Ca experiență, după ce ai mers cu cele două motoare de la Hyundai, cum ți s-a părut? Sau ce diferență ai simțit între ele? Este o diferență ca între orice motorizare diesel și benzină. În primul rând, la diesel ai cuplu mai de jos. Și ca consum? Ca și consum? Ca și consum, în general, Hyundai este recunoscut că are un consum mai măricer. La cele pe benzină scoteau în București undeva la 8 și ceva 9. Bun, și dieselul? Dieselul se ducea undeva în 6, 8, 7. Și crezi că ar merita la momentul actual să mergi într-un diesel? Dacă ții doar pentru oraș, nu. Dacă ai drumuri preponderent în afara localității, în afara orașului, atunci merită. Dar pentru oraș, din punctul meu de vedere, cea mai bună mașină este o mașină cu motor pe benzină. Corect. După, în 2018, când din nou am vrut să-mi schimb mașina, plictisit din lipsa intervențiilor la Hyundai-uri, am spus să schimb puțin marca, brandul. Bun, și am ajuns la Suzuki. Să încercăm și altceva. Am intrat în showroom, am văzut o pasta mică. Eu, având nevoie, mă rog, având nevoie, circulând 90% din kilometri în București, am mers pe benzină. Am zis, băi, vreau benzină. O mașină mică de oraș, familie mică, eu, soția și cățelul. Nu-mi trebuie mașină mare, nu-mi trebuie cai putere mulți, că n-am unde să-i folosesc. Care e diferența între asta și Swift? Doar dimensiunea un pic? Dimensiunea un pic. Motorizarea e același. Probabil e un pic mai mult volum în interior, nu? Da, adică eu având 1.88, scăunul în față e pus pentru mine și am loc lejer în spate. Da, este mult spațiu. E adevărat că japonezii au lucrat la partea asta de a oferi spațiu interior, probabil lucrând pe dimensiunea portbagajului. E mare? Nu este foarte, foarte încăpător, dar, repet, pentru două persoane este suficient. Am plecat în concedii cu două trolere, încă vreo două, trei sacoșele. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Corect. Deci mai mult de atât nu am nevoie. Corect. Câți kilometri are? Ai, proaspătă. 31.000. Na, atunci n-are sens să te întreb dacă ai avut ceva probleme cu ea, ce belele ai avut cu ea, clar că e... La kilometri ăștia sunt sigur că e... Nu are absolut nicio problemă. Și îmi povesteai la un moment dat că, mai ales și modelul ăsta pe care probabil l-ai încercat, în ce condiții ai mers cu ea? Sincer, cam în toate condițiile. Oraș București, autostradă, și un pic pe off-road am scos-o. Merge, s-o testez, cam văzut-o că e înăltuță. Exact, merge. În afara faptului că a făcut buba scutul de plastic de la motor pe care a trebuit să-l înlocuiesc, n-a atins baie sau ceva, nu? Nu. A fost doar soft. Știi, până la urmă este nu neapărat mașina și cine e în spatele volanului. Corect. Contează. Absolut. De 24 de ani tot conduc.
Cred că ai ceva kilometri, nu? Cred că am depășit milion. Hai să povestim un pic despre dotări. Ce are interesant e așa? Senzor de parcare, cred că are... Are cameră. Cameră și văd că și ține distanță față de mașina din față, da, adică... are cruise control autoadaptiv, limitator de viteză... Are radar, ce tare! Are, da, radar brake assist. L-ai folosit vreodată ăsta? Eu nu-l folosesc, dar folosește ea. Simte imediat, nu? Imediat, da. Spre exemplu, în București am avut la un moment dat o fază care m-a distrat, a fost puțin haslie. Eu eram pe banda de lângă trotuar, să virez la dreapta. A avut ea senzația că nu am loc să trec de o mașină care era pe banda cealaltă jumătate și a frânt. M-a lipit de parcurs. Și frânează și tare, nu? Da, 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 frânează. E adevărat că înainte te anunță, dacă vede că nu iei nicio măsură, zice, bă, ăsta e prost, hai să intervenim. Bun, e o cutie manuală, cutie în 5 manuală, trepte. 5 trepte, din punctul meu de vedere, este o cutie bine etajată. E adevărat, dacă ar, aș spune, un minus, pe autostradă s-ar simți nevoie de o viteză a 6. Simți în consum? Nu în consum. Sau în turație? În turație, dar revenind, acesta este un motor de Suzuki, care sunt recunoscute ca motoare de turație. Și în general, motoarele pe benzină sunt motoare de turație. Bun. Povestește un pic până la momentul actual, că după 30.000 de kilometri sunt sigur că ai tras niște concluzii referitoare la consum, de exemplu. Deci, cât consumă în București, cât consumă în afară? În București, pe timp de vară, să spun așa, cu clima pornită permanent și traficul care este, mai sus, consum făcut la pompă. Mai sus de 7,8 nu mi-a sărit. Super corect, super onest. Afară, mers la o viteză pe autostradă de probă, nu o să spun ce viteză. Ți-am spus. Am înțeles. Consumul a fost de 7,1. Mamă! Pe o distanță de 15 km mers cu viteza respectivă. Mamă! Da. La o viteză între 80 și 110, motorul se simte cel mai bine, are consumul cel mai mic. Ia undeva în jur de 4,1-4,2. Dacă mergi 70, 80, 90, îți ia 3,8. Probat, mamă, incredibil. Poze. Mamă, foarte jos. Da. Foarte jos consumul. Acum, să fiu sincer, eu n-am luat mașina să mă intereseze consumul. Nu, dar așa, ca idee, ca și... Mi se pare foarte relevant. Dacă, de exemplu, mă interesează să achiziționez mașina asta, primul gând ar fi că, având în vedere faptul că e o capacitate cilindrică mai mică și ea părând mare, fără să știu că are 900 și ceva de kilograme, m-aș gândi că mașina consumă mai mult. Da, e, uite, dar nu este. Consumă, nu. Cât a costat? Că n-am vorbit de bani. A costat 14.000 de euro. Ah, mulțumesc frumos. Adică mi se pare o mașină foarte scumpă. Corect. La ceea ce oferă. Bun, poate unele materiale de pe interior sunt ceva mai tari, dar ar trebui să ne gândim că poate acele materiale nu sunt puțin mai tari din cauza bugetului. N-au vrut Suzuki să pună materiale mai bune. Probabil că și ele sunt gândite să fie ușoare. Tot prin prisma greutății, unul la mână și doi, siguranță. Ce se întâmplă la un accident? Corect. Clar tot este gândit în ea. În momentul în care te-ai gândit să achiziționezi o altă mașină, la ce te-ai gândit după Balena? Sincer, în momentul de față am spus că asta e mașina care va muri odată cu mine. A, deci atâta de dragă ție încât o ții foarte, îți aproape de suflet. În primul rând pentru că este motor aspirat. În momentul de față nu prea mai găsești. A, deci asta e cam ultima generație de motor aspirat. Da, deocamdată. La suma asta de bani, ușor, ușor, e umăr la umăr cu Loganul. Un Logan foarte bine echipat, mai pui o mică diferență și din punct de vedere financiar e acolo, dar din punct de vedere a ce-ți oferă, cred că e mult peste. Păi, și eu cred la fel. Dar mie mi se pare foarte relevant dacă te gândești să achiziționezi o mașină în bugetul ăsta, pentru că îți oferă cam tot ce avea nevoie. E o mașină de bun simț. Păi, exact asta mă gândesc eu, adică ai strictul necesar, să spun așa, ba chiar unele chestii, nu știu dacă le-am folosit de prea multe ori. Gen? Gen, cruise control adaptiv. N-ai unde să-l folosești decât pe autostradă. Corect. Dar e bun. E folositor, măcar atunci. Corect. La câte autostrade avem noi,
probabil că în următorii 10 ani o să-l folosesc eu de vreo 5-6 ori. Corect. Povestește un pic de entertainment. Navigație, Apple CarPlay. Îți preia totul de pe telefon. Exact. Ce consider că sunt punctele forte? Zi-mi 5 puncte forte. 5 puncte forte. Timoneria. Ok. E foarte precisă. Da. Este gen Honda. Motorul. La Honda mai simțit așa. Deocamdată. De ce îl spui că e un punct forte? Consumă puțin? Consumă puțin. Durabil? Durabil. Interior? Interior. Da, spațiul e în alt film. 4. Portbagaj, așa micuț cum pare el la prima vedere, având în vedere că are și etaj. Și cred că e relevant că fiind hatchback se deschide tot, exact, și ai un grad, da, de încărcare mare și poți să și lași banchetele. Sigur că da. Și încă unul. Confortul. Da, să știi că nu mă așteptam, dar chiar se stă bine în ea. Da, deci eu chiar mă simt bine. Vorba ta, primul feedback îl am în timonerie. Super precisă timoneria, exact ca și la Type-R. Da, deci eu o folosesc în deget. Ce mi se pare iar foarte interesant, nu prea mai simțit la o mașină de generație mai nouă, îndreaptă foarte repede roțile. Trage volanul, da, să se îndrepte. Și asta. Oare este o direcție foarte precisă. Ai simțit că trage să îndrepte repede roțile, da, și stă foarte bine pe cu roțile drepte. Să întrebăm pe japonezii amici, m-au gândit? Au gândit ceva, sigur. Probabil. Și reacția ambreiajului e foarte faină. Oare de la sunet îți dă sentimentul că merge mai tare? Sau chiar merge? Chiar merge. Deci chiar sau de aici intră. Mai acum cu maxim de vreme ce la 4. Sunt impresionat. Nu mă așteptam ca o capacitate oarecum cilindrică mică să scoată sunetul ăsta și să atragă. Chiar îmi place. Nu că e mașina mea, nu vreau să o laud. Ți-am spus și părțile care nu-mi plac la ea. Acestea fiind spuse, nu uita să dai like dacă ți-a plăcut materialul, subscribe dacă ești pentru prima dată pe nostru canal și, important, lasă în comentarii ce mașini vrei să vezi în următoarele materiale. Eu am fost Mihai Beldie, tu astăzi ai urmărit vrum vlog și până la următorul material, nu uitați, iubiți-vă mult mașinile!